A început perioada cea mai agitată pentru părinții a căror copii urmează să meargă la școală din toamnă. În această săptămână a debutat prima etapă a înscrierilor în clasa pregătitoare, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse de părinți. Debutează pregătirile pentru etapa întâi a înscrierii copiilor în clasa pregătitoare. Se pot înscrie, de fapt este obligatorie înscrierea copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 august 2014. Însă până la înscrierea efectivă a copiilor, părinții pot vizita școala în care urmează să studieze copilul sau copiii. Fiecare școală își poate alege data la care porțile unității de învățământ se vor deschide părinților și copiilor. Ziua porților deschise, când părinții vor obține informații suplimentare de la cadrele didactice și conducerea școlii, va avea loc joi, pe data de 20 februarie, începând cu orele 8. După vizitarea școlii și strângerea tuturor informațiilor necesare, părinții trebuie să pregătească dosarele de înscriere. Dosarul de înscriere conține copia de pe certificatul de naștere al copilului, copia de pe cartea de identitate a părintelui și acte care să dovedească îndeplinirea criteriilor generale de departajare, respectiv specifice, în cazul în care părintele optează pentru altă școală decât școala de circumscripție. Dacă anul trecut părinții au completat cererile de înscriere începând din 2 aprilie, în 2014 înscrierile au loc în perioada 24 februarie și 14 martie.